Campionul din sezonul trecut, Jorge Lorenzo, a câștigat duminică cursa de MotoGP de la Le Mans. Spaniolul este lider în clasamentul general cu un avans de 5 puncte față de Marc Marquez, care a încheiat pe locul 13. Pilotul Yamaha a plecat din pol și a condus apoi fiecare din cele 28 de tururi programate la clasa regină, ca un răspuns la performanța similară reușită de Valentino Rossi în urmă cu două săptămâni. Aceasta este a 63-a victoria lui Lorenzo din carieră și al 5-lea succes la Le Mans, un record în MotoGP. Plecând de pe locul 7 din grilă, doctorul a făcut o cursă bună de recuperare, depășind rând pe rând pe Pol Espargaro, Alex Espargaro și Bradley Smith. Ajuns pe locul 4 și cu 16 tururi înainte de final, l-a depășit spectaculos pe Marc Marquez. Italianul de 8 ori campion mondial l-a depășit și pe Andrea Dovizioso de la Ducati și a ajuns pe poziția secundă în cursă cu 15 tururi înainte de final. Maverick Vinales a terminat pe ultima treaptă a podiumului, profitând de căzăturile lui Marc Marquez și Andrea Dovizioso. Jorge Lorenzo este noul lider al clasamentului general în MotoGP cu 90 de puncte. Marc Marquez este pe 2 cu 85 puncte, în timp ce Valentino Rossi rămâne pe 3 cu 78 puncte. La Moto2, victoria i-a revenit spaniolului Alex Rins, urmat de italianul Simone Corsi și de elvețianul Thomas Lutti, în timp ce la clasa Moto3 s-a impus sudafricanul Brad Binder, urmat de coechipierul său italian Romano Fenati și de spaniolul Jorge Navarro.